veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să-l privim pe Aaron, acest prim mare preot din seminția levitică, în postura sa de preot. Pavel scrie în Evrei capitolul 5 că Dumnezeu l-a chemat la slujba aceasta. Și este scris în Evrei 5:4, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. De asemenea și noi, pentru că vom fi preoți, nu este ceva care am moștenit de la părinții noștri, ci este o chemare specială a lui Dumnezeu. El a fost chemat să îndeplinească slujba aceasta cândva într-o perioadă aproximativă cu a fratelui său Moise. Întâlnim în Exod 4:27 următoarea afirmație. Domnul a zis lui Aaron, du-te înaintea lui Moise în pustie. Și în versetul 14, amintit în prima parte de noi, știi că el vorbește ușor, iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea se va bucura în inima lui. Se pare că o anumită chemare a avut și acest Aaron în slujbă, o chemare direct de la Dumnezeu. În timp ce la Moise i-a vorbit undeva în Madian, lui Aaron i-a vorbit în Egipt și acești doi oameni s-au întâlnit în pustie. Și împreună s-au dus la Faraon și mai departe au scos poporul Israel din Egipt. Vreau să vedem la Aaron ca preot câteva aspecte pozitive și câteva negative. Să începem cu cele pozitive pentru că sunt și mai multe. Și așa este indicat, cum face și Dumnezeu când spune câte ceva bisericilor din cartea Apocalipsei și cum la fel s-ar întâmpla dacă ne-ar spune și nouă. În primul rând, Aaron a fost un bun orator. Scrie aici, 4:14, știu că el vorbește ușor. Adică avea o dicție foarte bună în exprimare, era foarte lejer. Și tot în ce privește calitățile sale pozitive, citim în Levitic, capitolul 21:21, vă amintesc doar, preoții nu puteau să fie dacă aveau o meteahmă trupească. Deci, din punct de vedere al aspectului său fizic, Aaron a fost un om fără cusur. Să nu vă mirați pentru că le-a luat acestea primele, că a fost un om fără cusur și că vorbea ușor. Astea sunt daruri native, naturale, cu care el s-a născut. Astea le-am numit primele pentru că au fost de la naștere. Nu pentru că sunt pe primul loc. Nu astea contează în primul rând, că sunt mulți oameni frumoși în lumea asta și care știu să povestească atât de bine. Dar ce folos? Și Absalom era un om frumos și el vorbea ușor. I-a păcălit la poarta împărătească pe foarte mulți, dar asta nu l-a ajutat, ba dimpotrivă l-a descalificat. Dar cu aceste daruri s-a născut Aaron. În al doilea rând, Aaron a fost un om supus. El a fost toată slujba sa pe locul 2. A ocupat locul secund după Moise. Citim în Exod 17, chiar atunci când Moise era pe munte cu mâinile sus în rugăciune, lui Aaron nu i-a fost îngăduit harul să stea el cu mâinile în sus. Putea să spună, te-ai obosit, de acum stau eu cu mâinile în sus. Dar Dumnezeu a dat o recomandare, citim în 17:12, mâinile lui Moise fiind trudite, i-au luat o piatră, au pus-o sub el și a așezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de cealaltă parte. A trebuit să îl secondeze pe Moise. Se pare că asta este slujba preotului. Nu el este cel din tâi, Dumnezeu este cel din tâi. Dacă vreți, Scriptura este cea din tâi. Și el trebuia să fie după Moise. Acest lucru se vede pe tot parcursul activității. Aaron fiind doar purtătorul de cuvânt. De ce n-a îngăduit Dumnezeu să-i spună direct lui Aaron? Moise a intermediat între Dumnezeu și Aaron și Aaron între Moise și popor sau între Moise și Faraon. Știți, îi spune Dumnezeu lui Moise, du-te și spune lui Faraon, dar de fapt nu Moise vorbea cu Faraon. Moise era un om gângav. Cel care transmitea mesajul era Aaron. Citim în Exod capitolul 7, versetul 1 și 2. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aaron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce îți voi porunci eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon ca să-i lase pe copilul lui Israel să plece din țara lui. Să știți că a fost o poziție cam incomodă. Toată viața să fii cu urechea la un om gângav. Bănuiesc că de la o vreme s-a obișnuit cu Moise și îl înțelegea. Noi părinții care avem copii care nu pot încă să vorbească bine, le înțelegem foarte repede limbajul. Cine vine la noi spune, nu prea înțeleg ce vrea să spună. Deci bănuiesc că și Aaron de la o vreme știa ce spune Moise. Dar oricum este o greutate să fii tot secundul în viață, să asculți pe unul care nu vorbește bine, nu vorbește clar și tu să spui la alții foarte clar.
Cam așa ceva e slujba așa predicatorilor. Ei trebuie să se uite în Biblie unde nu toate lucrurile sunt atât de clare, ele sunt, dar trebuie să interpretate, înțelese și să spui la oameni atât de clar. Asta e slujba preotului. Să o faci asta și pentru cei de afară, cum este cazul lui Faraon, și a făcut-o și pentru cei dinăuntru. Citim în 4:30 Exod, a venit Moise, a făcut minunile, era doar cu minunile. Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnului Moise. Și Moise a făcut semnele. Unul era cu semnele, unul cu explicațiile. Și așa s-a întâmplat, se pare că, pe tot parcursul călătorilor prin pustie. Mai adăugăm doar un pasaj în privința asta, Exod 16:9. Moise nu putea fără Aron și Aron fără Moise. Moise a zis lui Aron, spune întregii adunări a copilului Israel, apropiați-vă înaintea Domnului. Se pare că Dumnezeu a făcut să se completeze și nu puteau să renunțe unul la altul. Dacă Aron ar fi renunțat la Moise, rămânea să le povestească din amintiri. Dacă Moise renunța la Aron, rămânea poporul cu ce le-a spus până atunci. Și nu era bine nicicum. Ei erau, de fapt, un întreg. Privind locul secund al lui Aron, mai adaug două versete. A fost ispitit Aron să nu stea pe locul 2. Când a zis împreună cu Maria, dar ce numai prin Moise vorbește Domnul? Atunci parcă a zis, dar vreau și eu să preiau mesajele pe direct și gata, cu Moise. Și Dumnezeu s-a supărat tare de tot pe el. I-a spus Dumnezeu care e locul lui. Chiar și la darea legii, în Exod 19:24, când Moise era sus pe munte, l-a chemat și pe Aron puțin mai aproape, dar au zis cum? Du-te, pogoară-te, suie-te apoi iarăși cu Aron. Și acum întoarceți la 24:1-2, Dumnezeu a zis lui Moise, suie-te la Domnul, tu și Aron, Nadab și Abihu, cei doi fii al lui Aron, și 70 de bătrâni al lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie, și poporul să nu se suie. Dumnezeu, Moise în intimitate cu el, Aron la o depărtare și poporul jos la poalele muntelui. Acesta a fost locul lui Aron. Și acesta trebuie să fie locul preotului. Trebuie să știe că Scriptura este deasupra lui și deasupra tuturor este Dumnezeu. Când preoții înțeleg aceasta, Moise, ca reprezentant al legii, este în fața lor. Ei spun doar ceea ce scrie. Doar ceea ce spune Moise, care era o evanghelie care atunci se scria, niște table care atunci coborau de pe munte. Și deasupra Dumnezeu, atunci preotul și-a înțeles locul. Fie că e vorba de biserică, fie că este vorba de familie. În al treilea rând, ca și aspect pozitiv al lui Aron, Aron a fost un om care a dorit eliberarea lui Israel din Egipt și s-a bucurat să-l folosească Dumnezeu la așa ceva. Și ca atare, Dumnezeu văzându-l gata să intre în o asemenea activitate, l-a și chemat. Cum s-a întâmplat mai târziu în Evanghelia după Matei. A pus Domnul pe ucenici să se roage să scoate Domnul lucrători și chiar pe ei i-a scos. Cine vrea să facă o lucrare, Domnul cheamă și îl trimite în acea lucrare. Citim în Exod 4:14, că atunci când a primit vestea că Moise va veni să fie scos Israel din Egipt, 4:14, iată că el însuși, zice despre Aron, vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Și voi pune cuvintele în gura lui. Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut. A dorit aceasta și Dumnezeu l-a ales și i-a luat să-i învețe și să-i folosească în lucrare. Și 40 de ani nu i-a fost ușor lui Aron alături de Moise. Știți ce popor a fost Israelul, câte răzvrătiri a avut, cât de încăpățânat a fost și pentru greșeli mici pe ei Dumnezeu i-a taxat, dar nu au abandonat lucrarea. Au fost oamenii care au dorit această lucrare și în Noul Testament, spune Biblia, despre anumite slujbe, cine dorește să facă o anumită slujbă sau să aibă anumite daruri duhovnicești, să umble după ele și dorește un lucru bun. Numai să dorești toată viața, dacă ai dorit, să rămâi și să perseverezi în așa ceva. Dumnezeu te va învăța, îți va spune tot ce ai de făcut și te va folosi până la moarte, ca pe Aron. A rămas cu hainele lui de mare preot până când a murit. L-a folosit Dumnezeu până în finalul vieții sale. S-a bucurat de această lucrare și Dumnezeu l-a învățat cum să o facă. Să privim acum și puțin spre niște aspecte negative a lui Aron. În Evrei 5 sunt prezentați preoții la modul general. Niște oameni cu slăbiciuni și ei. Biblia spune că și Ilie a fost un om supus a celorlalți slăbiciuni, ca și noi. Uneori
unii oameni ar vrea să fie păstoriți de îngeri și să aibă preoți, știu ce, arhangeli. Ăștia nu au slujba asta. Slujba asta este pentru oameni. Eu vă citesc din Evrei 5, unde spune așa, versetul 2 și 3. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Aron mijlocea pentru o țară întreagă, dar întâi trebuia să mijlocească pentru păcatele sale. Am avut un moment în care m-am uitat la oamenii cât îi știu. În primul rând m-am uitat la mine. Dacă mă uitam numai la ei, ieșa rău. Dacă mă uitam numai la mine, trebuia să fug. Dar uitându-mă la toți, am constatat că suntem niște oameni care uneori avem greșeli în viață și în slujbă uneori. Și atunci poate este nevoie ca alții să se roage pentru noi, este nevoie să ne reabilităm, uneori este nevoie Dumnezeu să ne pedepsească, dar totuși slujba trebuie făcută de oameni. De un Petru care s-a lepădat, a fost necesar să se ridice în ziua rusalelor și să ducă slujba mai departe. Aceștia suntem noi. De un Ioan și un Iacov care la un moment dat au dorit să vină foc din cer, a fost nevoie să scrie epistole în Noul Testament și să facă lucrare. Greșeala cea mai mare a lui Aron a fost acea cu vițelul, știți dumneavoastră, să deschidem la Exod 32. Moise era sus pe munte și a comis aici Aron o greșeală, pe de o parte lăsându-se influențat de popor și pe de altă parte funcționând așa după mintea lui. Vițelul făcut de popor, făurit de Aron. Poporul făcuse, Aronul făurise. Ideea a fost a maselor largi, dar forma vițelului e aparținut lui Aron. Aici în Exod 32, de la versetul 1, scrie așa, poporul văzând că Moise zăbovește, se pogoară de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, haide, ce credeți, au zis numai o dată? Nu cred că a fost chiar atât de slab Aron. Și la prima provocare, hai fă-ne un vițel, de când am așteptat, nu. Se pare că au insistat, haide, și mâine iară, băi, hai, băi Aron, haide, a fost durat câteva zile. Și s-au strâns în jurul lui și a văzut că așa cer majoritatea, cum se întâmplă și astăzi, propunem la votul bisericii. Într-o biserică nu știau să mai țină la Scripturi sau să nu mai țină în anumite aspecte. Și a spus, întrebăm, și ce decide majoritatea? Aron, ce ai pățit? Ce te-a apucat? Să supui la vot Scriptura? Dar ce-i asta, Constituția? Să supunem la vot sau bugetul? Să supunem la vot pe articole și Biblia pe versete? Asta e votată de Dumnezeu pentru veșnicie. Hai, fă-ne un Dumnezeu! Și i-au insistat. Aron le-a răspuns, versetul 2, scoateți cercei și aduceți-i la mine. Și au scos cercei, i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalt, a făcut o vițel turna și a spus, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zis un altar înaintea lui, o sărbătoare și a zis, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Și dintr-un păcat, că a făcut un vițel, a mai trecut într-unul. Încă o sărbătoare în mod arbitrar. Sărbătorile în Vechiul Testament erau doar date de Dumnezeu. A doua zi s-au sculat și de aceea a pornit avalanșa de păcate. Să joace. Și apoi după joc și băutură, știți dumneavoastră ce urmează, până în capăt. Parcă te miri. Pe cum a fost în stare Aron, în câteva zile, în absența lui Moise, el care a văzut pe Domnul, puțin mai în urmă, cum a fost posibil ca Aron să facă așa ceva mai? După ce a văzut toate semnele, că nu vițelul a scos din Egipt, că Dumnezeu a zdrobit pe rând toți zeii Egiptului. Cum a fost în stare să facă și el un asemenea Dumnezeu? Te miri? Și parcă îți lipsește explicație. Cum se întâmplă și în zilele noastre, când vezi oameni care au fost al lui Dumnezeu și sub influența maselor din biserică, sunt în stare să scoată niște viței care mai cu corne. Cum sunt în stare să facă așa ceva? Și spuneți versetul 25, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aronul făcuse să fie fără frâu. Aron, nu știu ce presiune a fost peste el. S-a temut că poporul se răzvrătește? Sigur intervenea Dumnezeu că doar era prea aproape, era acolo pe munte, numai cu Moise. Dar Aron a avut frânele în mână
Și asta nu le place uneori celor din biserică. Să țină păstorul frâu. Măi, să țină numai Biblia, măi, dar nu și frâu. Lângă Biblie trebuie frâu. Că dacă nu-i frâu, ei bai. Se întâmplă ce nu trebuie. Și a zis ce spune Moise. De la versetul 21. Moise a zis lui Aaron, ce ți-a făcut poporul acesta? Ce fi făcut? De a dus asupra lui un păcat atât de mare, auziți, Aaron a încărcat poporul cu un păcat atât de mare. Aaron a spus, să nu se aprinde mânie, Domnul meu, tu știi că poporul acesta este un popor pornit la rău, asta a fost clar de când e lumea. Ei mi-au zis, fă-ne un Dumnezeu, dar pe tine ei te conduc. Eu le-am zis, cine are o să-l scoate, mi l-au dat, l-am aruncat în foc și a ieșit vițelul acesta. Ca și cum a zice, nu m-am deschis ușa la grajd și ăsta a ieșit singur. Dar cine l-a născut? Asta a fost greșeala lui Aaron. A avut el două micuțe. Aia când s-a răzvrătit în numer 12, a spus că ce numai prin Moise vorbește Domnul și cea la Meriba, când s-a îndoit și el alături de Moise, sau cel puțin au ispitit pe Domnul într-o formă. Totuși, Dumnezeu a fost cu milă față de Aaron. Despre Aaron se păstrează două lucruri în Biblie. Toiagul lui Aaron și vițelul lui Aaron. Toiagul lui Aaron a fost bun, numai vițelul lui Aaron a fost rău. Avea și el toiag, dar numai Moise a dat cu toiagul pe vițel să iasă afară. Aaron nu a folosit toiagul pentru vițel. Cât privește toiagul, în numer 17, Dumnezeu într-adevăr îl alesese pe acest Aaron. Și pe cine pune Dumnezeu, de exemplu, în slujbă, Dumnezeu și dă dovada ca atare și îl sprijinește, cum a amintit la Iosua la vremea cuvenită. Au pus aici în numer 17, dar uitați-vă, 12 toiași de la fiecare seminție. Și de la Levi a pus toiagul lui Aaron și pe dimineața, ce se întâmplase? Citim în versetul 8. A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturii, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsise migdale. Cam așa ceva trebuie să se manifeste slujba unui om. Înverzise, făcuse muguri, înflorise și în final să fie coapte migdalele. Și Dumnezeu cu aceasta a pus capăt cârtirilor lor, dându-le dovada că Dumnezeu l-a ales pe Aaron pentru această slujbă. A mai dat o dovadă, o citim și pe aceea, din Levitic capitolul 9, când a intrat Aaron în slujbă, 9:22, au pus doar jertfa pe altar și cel care a aprins focul, care ei trebuiau doar să-l întrețină, a fost Dumnezeu. 9:22. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a pogorât. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul, slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit arderea de tot de pe altar și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Aaron a avut un toiag dat de Dumnezeu. Toia care dintr-un lemn uscat a înflorit și a copt. Aaron, când și-a adus slujba, a aprins-o Dumnezeu cu foc din cer, ca o dovadă că l-a ales să fie preot. Cât privește vițelul, a fost aspectul său negativ. Și ce l-a salvat pe Aaron aici a fost rugăciunea fratelui său și tovarășului său de slujbă Moise. Deschideți la Deuteronom 9:20. Domnul de asemenea era foarte mâniat și pe Aaron, încât voia să-l piardă. Și eu m-am rugat atunci și pentru el. L-a ascultat Dumnezeu pe Moise? Da. Și nu l-a omorât pe Aaron. Știți că și Moise, când s-a dus în Egipt, era să fie omorât de îngerul Domnului. Dar Sefora a intervenit repede, a tăiat copilul împrejur și Moise a fost salvat. De aceea a fost tare important că au fost doi. S-au sprijinit unul pe altul, s-au completat unul pe altul. Când Aaron a făcut tot ce i-a spus Moise, asta a fost regula vieții sale. A funcționat din nota 10. Când a făcut de capul lui și după popor, gata, a fost în câteva zile, a fost praf. Și citim în Levitic 8:36 că, în general, Aaron așa și-a dus slujba. A ascultat de Domnul prin Moise. Levitic 8:36. Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise. Și când a făcut așa, totul a fost bine. Spuneam că vrem să analizăm aceasta în prisma preoției noastre. Fie că e vorba de preoți în biserică, fie că e vorba de preoți în familie, ca și cap de familie,
Fie că e vorba că în final fiecare suntem un preot, că avem acces liber la Dumnezeu. Atâta mergem bine, cât ascultăm de Domnul prin Moise, adică prin Biblie. În rest, poți să fii cel mai mare preot, mai mare preot ca Aaron. Când nu ții cont de Domnul prin Moise, prin Scriptură, te-ai rătăcit. Faci viței, te-ai dat la idol și te-ai dus după popor. Acestea sunt câteva din aspectele pozitive și negative ale lui Aaron. Să aruncăm o privire asupra slujbei acestui preot și implicit asupra slujbei noastre înaintea lui Dumnezeu ca preoți. În mod deosebit, prin prisma familiei abordăm aceasta. Ne întoarcem iarăși la Evrei, capitolul 5, unde în versetul 1 este prezentată un prim aspect al slujbei. Și anume, preotul este un mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Evrei 5:1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucruri privitoare la Dumnezeu, adică între oameni și Dumnezeu. Cu ce scop? Ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Slujba preotului este una de intermediere datorită păcatelor poporului între oameni și Dumnezeu. În Vechiul Testament, toți veneau cu animalul pentru jertfă sau cu alte daruri în natură la Dumnezeu și Aaron punea mâna pe capul dobitocului, Aaron primea mărturisirea, dacă e vorba de un păcat de lepră sau altceva, Aaron studia acel caz, toate treceau pe la Aaron. Nu se putea ajunge la Dumnezeu decât prin cortul întâlnirii, prin Sfânta și Sfânta Sfinților, odată pe an, la ziua ispășirii. În structura nou-testamentală, preotul trebuie să fie, dacă e vorba de biserică, cel care ajută biserica înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Domnul Iisus. El este mare preot, noi suntem doar preoți. Mare preot pe postul lui Aaron este Domnul Iisus, evident. Dar în mijlocire, în rugăciune, în Isaia 6 este scris pe Domnul Iisus că a luat asupra ta păcatele multora și s-a rugat pentru ei. Ca și preot cap de familie, mijlocești pentru păcatele tale și de asemenea pentru ale soției și pentru ale copiilor. Iar ca preot individual, mergi înaintea lui Dumnezeu pentru starea ta. Noi tot avem firea noastră care se manifestă ca om. Noi suntem ca preoți în omul dinăuntru. Și atunci omul dinăuntru face slujba de intermediere între omul din afară, între noi ca om păcătos și Dumnezeu. Este undeva la mijloc. Și trebuie să fie cât mai la mijloc. Știți, a dat Domnul un exemplu în Luca 10. Că unul era căzut și a trecut printre altele un preot și un levit undeva pe alături. Vreau să citim un cuvânt din Exod 28, unde este scris care era de fapt locul lui Aaron între Israel și Dumnezeu, ca mijlocitor pentru păcatele poporului. Exod 28 cu versetele 29 și 30. Când va intra Aaron în sfântul locaș, deci în mod special când face slujbă, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel să pate pe pieptarul judecății ca să păstreze totdeauna aducerea minte de ei înaintea Domnului. Unde trebuia să-i poarte Aaron? Avea un pieptar, scrise numele celor 12. Trebuia să-i poarte în inimă. Pe cei care îi porți în inimă, îi lași vreodată sau sunt totdeauna cu tine? Mai ținem uneori lucruri în buzunar și când ne schimbăm haina, băi, îmi pare rău, nu sunt haina asta. Le mai ținem uneori până sertare anumite lucruri. Și dacă ești acasă, la noi, dacă nu, nu. Dar ce ții în inimă cât trăiești, aia e cu tine. Oamenii pentru care ești preot și pentru care mijlocești, trebuie să fie scriși pe inimă. Și când începe inima să bată, începe să bată pentru ei. Dar până inima bate, atunci trebuie să bată pentru toți aceștia. Să dea Domnul așa să fie și pentru noi. În Maleahii capitolul 2, citim în această privință, în acest sens, statutul preotului. Maleahii 2, versetul 7. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Ce suntem noi în casele noastre, în mod special cei care suntem cap de familie? Un sol al Domnului oștirilor. Când spui doar ce ți-a spus Domnul, rămâi preot. Ca aia ți-a spus Moise.
Aron nu poate vorbi de la el. Rețineți ce prototip a lăsat Dumnezeu în Vechiul Testament pentru noi. Au făcut unii, cum a fost unul judecător 17, unul Mica. O pus preot pe fiul lui, l-a sfințit și de acum el era șef la el acasă. Nu, Aron nu-i șef la el acasă. Aron face ce-i spune Moise. Noi suntem un sol al Domnului oștirilor. La Domnul venim cu păcatele poporului, ca Domnul să ierte, și la popor venim cu vocea Domnului. Și transmitem poporului ce spune Domnul. Pentru că rețineți, citim de aici de la versetul 4. Vei ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, ce Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. Și l-am dat ca să se teamă de mine. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelejuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți a bătut de la rău. Numai așa vom fi preoți. Dacă ne rugăm pentru păcatele poporului și le aducem vestea de la Domnul ca să-i abatem de la rău. Dar auziți ce spune versetul 8. Dar voi, și să nu ne spună Domnul asta odată și nouă, că n-am fost bun preoți, dar voi v-ați abătut din cale. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi. De aceea și eu voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele și căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Iacă greșeala lui Aron cu vițelul. A căutat la fața lor și i-au zis, fă-mi un vițel, poftim, vă fac un vițel. Preotul nu spune ce vrea, nu face ce vrea. El este solul lui Dumnezeu. Și să ne dea Domnul harul să fim și să rămânem așa. Și atunci, nu o să se rătăcească poporul, nici familia, nici noi în ultimă instanță, că ne facem slujba de preoți ca atare. Dar dacă nu, se va întâmpla trist. Să privim și asupra familiei lui Aron. Aminteam noi din Exod 6:23 că și-a luat de nevastă pe Elisheba, fata lui Aminadab, sora lui Nahshon, care a fost liderul tribului lui Iuda. Aș spune eu că Aron și-a luat o fată dintr-o familie bună. De altfel există o lege în Levitic 21, potrivit căreia un preot nu putea să ia orice femeie de nevastă. Levitic 21 cu versetul 7 mai întâi. Să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei... Aron, fiii lui, și trebuie și nevasta. Sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Și de la versetul 13, femeia pe care o lua el de nevastă să fie fecioară, să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Să nu-și necinstească sămânța în poporul lui, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc când te căsătorești. Se vede dacă vrei să fii preot după fata ce ți-o iei. Dacă ții o fată de afară, mai vrei să fii preot? Bine, nu mai poți să fii preot. Cine înțelege că în viață va îndeplini slujba de preot prin căsătorie, își va alege o soție care să-l sprijinească ca preot. Dar să te uiți la fată nu era condiția să fie din familie aparte. Nu la socrii să te uiți. La fată. Să fie ea fecioară și sfântă și curată și nu spurcată și așa mai departe, păstrând expresia de aici. Pentru ca și copiii tăi să fie și ei preoți la rândul lor. Și Aron așa a făcut. Și a putut să fie ales de Domnul și să fie păstrat cu acele mici excepții ca preot. În ce privește copiii, în mod implicit, copiii preotului sunt participanți la lucrurile sfinte. N-ai cum să separi, pentru că ne ducem viața în sânul familiei. Un adevărat preot trebuia să se căsătorească. Iar în ce privește copiii, ca și participanți la lucrurile sfinte, citim în Levitic 2:3, ce va rămâne din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui. Ei mâncau din lucrurile sfinte. Și apoi 7:35, tot Levitic, acesta este dreptul pe care le dă ungerea lui Aron și a fiilor lui asupra jertfelor mise de foc, din ziua când vor fi înfățișați să fie în slujba mea ca preoți. Familia, evident, că mânca din aceste daruri înaintea Domnului. Ori aceste daruri nu era voie să le mănânce un om care nu era într-o stare curată. Ei erau părtași la sfințenia slujbei. Pentru că tot în Levitic 22 scrie așa. 22, versetul 1 la 3. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui să se ferească de lucrurile sfinte care sunt închinate de copiii lui Israel, să nu ne cinstească numele meu cel sfânt, eu sunt Domnul, spune-le, orice om din urmașii voștri și din neamul vostru, care se apropie de lucrurile sfinte care sunt închinate Domnului,
de copiii lui Israel și care va avea o necurăție, omul acela va fi nimicit. Dinaintea mea eu sunt Domnul. Ei trebuia să fie de o sfințenie mai aparte decât poporul. După cum și astăzi trebuie să fie la fel. De aceea Noul Testament, în mod special cei care sunt în slujbă, dar asta e numai de început, în final trebuie să fim tot așa, trebuie să dea dovadă cu întreaga familie de niște calități aparte. Pentru că sunt părtași slujbei, sunt părtași acelorlași situații. Și nu este indicat să fie altfel. Dacă o fică, 21:9, dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei să fie arsă în foc. În mod normal, o fată din popor, dacă era prinsă în curvie, cum trebuia pedepsită? Omorâtă cu pietre. Dar fiica preotului, cum trebuia? Ars? Pentru copiii celor din slujbă, pedeapsa trebuie să fie mai severă. Sper că aud și juniorii mei. Asta spune Biblia. Și nu putem să schimbăm legea. Pentru cei care sunt în slujbă, familia lor trebuie să fie de o condiție aparte și pedeapsa este mai mare. După cum și la cel în slujbă, dacă faci un păcat, dacă păcăteau o căpetenie, trebuia să aducă un animal mai important ca jertfă, nu ca și când păcăteau un simplu om. Ori și copiii cad sub incidența acestor decrete valabile pentru cei care sunt în slujbă. Să trecem mai departe, să privim spre fiul lui Aaron. Mai întâi primii doi, Nadab și Abihu. Două lucruri sunt precizate în Scriptură despre ei. Deschideți, vă rog, la Exod 24. Un har care l-au avut și o pedeapsă care au primit-o. Și acum de m-ar auzi copiii celor care sunt în slujbă și, în general, copiii noștri. În Exod 24 scrie aici în versetul 9, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni lui Israel. Acești doi copii au avut harul să fie alături de Moise și Aaron pe muntele Sinai. Și spune în versetul 11, Domnul nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copilului Israel, ei au văzut pe Dumnezeu, totuși au mâncat și au băut. Nadab și Abihu au văzut pe Dumnezeu pe muntele Sinai. Nu știu exact sub ce formă. Au avut un har special alături de 70 de bătrâni, Moise și tatălor Aaron. Dar ce s-a întâmplat mai târziu, în Levitic 10, versetul 1 și 2, dumneavoastră știți. Fiul lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea, și-au pus tămâie pe foc și au dus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucru pe care el nu li-l poruncise. Și au fost arși pe loc. Ce vă spuneam eu până acum? Ca preot nu-ți poți permite să faci ce vrei. Că te-ai fript, că suntem înaintea lui Dumnezeu care este foc mistuitor, că nu te arde pe loc, te ia tot la foc ajungi. Numai la focul ăla de la gata. Te-ai tot focul ei. Noi umblăm cu foc. Aaron a pus jertfa și Dumnezeu a prins foc. Umblăm cu foc, dar sabia e cu două tăișuri. Focul e și în față, dar e și în spate. Depinde încotro mergi. Dacă focul e înaintea ta, e bine. Dar dacă e focul înapoi a ta, vine pe tine. Atunci e rău, că ai luat-o înainte. Ai luat-o înainte și nu-i Moise în față, Aaron. Nu-i Domnul înainte. Și-i bai. Și acești tineri preoți au pățit-o rău de tot. Tare mulți din ăștia tinerei, unii și mai bătrâni, au pățit-o și o să pățească rău când vin cu foc străin. Și te miri ce învățături greșite, lucruri care nu-s poruncite. De unde asemenea porunci, asemenea reguli ce dau unii? Te miri. În lumea aceasta religioasă, sunt unele locuri în lumea asta mai degrabă, se spune cămin cultural sau club, nu biserică, și la ăștia nu preoți, altceva să le spună. Numai că, spune Matei 23, că le place să li se spună rabi, învățătorule, reverendule. Iată ce au ajuns aceștia. Și la început au fost aleși de Dumnezeu. Și spunem despre unii, păi de Dumnezeu a făcut minuni prin ei. Au fost și ei pe Sinai, cu ăștia doi, au putut să fie. Dacă la un moment dat și-au permis să intre în templu sau la cort și să facă ce n-a poruncit Domnul, poate fi preot și asta e valabil și în familie. Dumneata ca bărbat, ca tată, în familie comanzi. Faceți așa. Ai articol de lege la ce comanzi? Noi nu facem în lumea asta ce vrem. Familiile noastre nu ne sunt date să facem noi stat în stat. Aici Dumnezeu guvernează. Noi suntem nimic altceva decât un Aaron, care are un Moise în față, o scriptură și pe Dumnezeu deasupra, pe Sinai. Că nu se mai cutremură muntii ca atunci, o să se cutremure în curând. Și atunci o să vedem noi și fiii noștri care ne-am permis să introducem foc străin, jucându-ne cu focul. Să luăm acum pe ceilalți doi care au rămas buni înaintea Domnului, vorba de Eleazar și Itamar. Scrie în Numeri 20:26, dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele, acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri.
Moise a dezbrăcat pe Aron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aron a murit acolo pe vârful muntelui, Moise și Eleazar s-au pocorât de pe munte. Acest Eleazar a rămas alături de Iosua, după cum în timpul părinților săi au condus cei doi, Moise și Aron, ei au predat ștafeta la Iosua, Moise, și la Eleazar a predat-o Aron. Și citim doar din cartea lui Iosua că sub acești doi s-a împărțit țara Canaanului, Iosua, capitolul 19, versetul 51. Aceștia sunt moștenirile pe care le-a împărțit preotul Eleazar, Iosua fiul lui Nun, și căpetenile de familie ale semințirilor copilului Israel prin sorți înaintea Domnului. Și Eleazar a rămas ca preot și a încheiat viața cu bine. Și în finalul cărții Iosua, în capitolul 24, vers 33, ultimul verset din această carte, scrie așa: Eleazar, fiul lui Aaron, a murit și a fost îngropat la Gibeat Fineas, care fusese dat fiului său Fineas în muntele lui Efraim. A ajuns să predea la moarte ștafeta în bune condiții fiului său Fineas. Un exemplu de preot care a intrat în Canaan. Un exemplu care să fie valabil pentru noi. Să fim preoți aici și să ajungem preoți și în Canaanul Ceresc. Să nu fie preoția noastră numai aici. Ce folos să fii aici mare și dincolo să fii mic sau nimic. Celălalt, Itamar, a fost pe un loc nu doar secund, poate terțiar. A îndeplinit și el slujbe în casa Domnului, fiecare potrivit cu chemarea care o avem. Și despre el citim în Numeri, capitolul 3. De fapt, despre ei, că au îndeplinit slujba de preoți, Numeri 3 cu 4. Nadab și Abihu au murit, în timp ce Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți în fața tatălui său Aron. Slujba lor a fost diferită. De exemplu, în capitolul 4, citim în versetul 16, căci Kehat avea de acoperit sfântul locaș și toate uneltele. Acestea sunt lucruri pe care au să le ducă fiul lui Kehat, spune versetul 16, Eleazar fiul lui Aaron, să aibă sub supravegherea lui un de lemnul pentru sfeșnic, tămâia mirositoare, darul de pâine pentru toate zilele, un de lemnul pentru ungere, să aibă în grija lui cortul și tot ce cuprinde el sfântul locaș și uneltele lui. Asta a fost slujba lui Eleazar în timpul lui Aaron. Cât despre Itamar, citim despre în versetul 28, acestea sunt slujbele gherșoniților în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub cărmuirea lui Itamar, fiul preotului Aron. Ca și cum mai zice la noi, fratele cu tare se ocupă de studiu, alălalt de rugăciune, fiecare cu slujba lui și oamenii lui. Și Itamar, cred că a rămas credincios Domnului până în final, mai târziu în timpul lui David, citim că preoții erau împărțiți pe cete, unii din cetele lui Eleazar, alții din cetele lui Itamar. Să aruncăm acum o privire asupra nepotului lui Aaron, Fineas. Mi-este tare drag acest preot. Despre el avem trei referințe biblice. Toate trei au aceeași culoare. A fost omul care a ținut la lege, la adevăr, și când a văzut păcatul, a știut în care mână să ține sabia. Și la Dumnezeu a fost tare drag și a spus: cu ăsta închei un legământ. De asta îmi place. Bănuiesc că Aaron a avut mai mulți nepoți de la copiii ăștia doi rămași. Dar lui Eleazar i-a urmat în slujbă ca mare preot Fineas, datorită unei alegeri a lui Dumnezeu. Deschideți la Numeri 25, cu versetul 7, la povățuirea lui Balaam, și lucrurile astea s-a spus prin biserică. Spune Biblia că unii din biserică au urmat în rătăcirea lui Balaam. Balaam e prin biserici. Și Balaam vine cu sfaturile lui și nevoie de Fineas să pună mâna pe sabie. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat în mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela din Israel până la cortul lui, l-a străpuns prin pântece pe amândoi și a încetat urgia. Și ar fi zis unii: ăsta e criminal, face crime. Măi, nu face crime, ăsta aduce ispășire și încetează urgia. 24.000 au murit și mai mureau dacă nu tăia capul șarpelui. Că asta a spus Domnul în grădina Edenului, capul îi bai. Și a umblat la cap și s-a păstrat restul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui preotului Aron, a bătut mânia de la copilul lui Israel prin râfna care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copilul lui Israel. Biblia spune în Roman 12, cine cărmuiește să cărmească cu râvnă. S-a întors un frate dintr-o misiune în țară și le-a spus, și pe unde am fost, zice, am avut un mesaj din partea Domnului, a spus bisericii. Și Domnul mi-a spus că am râvnă, dar nu lăsește înțelepciunea. Și ăștia s-au dat să zâmbească.
la care i-a spus, băi, stați, nu zâmbiți, că eu măcar am una, voi n-aveți niciuna mulți, nici râvnă, nici înțelepciune. Deci, în primul rând, este bună râvnă. E adevărat, la un car de râvnă trebuie două de pricepere. Phineas a avut și râvnă și pricepere. Dar la care n-are râvnă, deja mai pui înțelepciune, deja mai încarci carul dacă nu-i trag boii. O să fie o carul plin, cu remorcă după el. Ce folos? E drept că n-are înțelepciune cu carul gol, numai hurducă. Asta nu e niciun rezultat. Dar când îi trag boii și încărcat, acolo este lucrare. Și scrie aici, versul 12, de aceea să spui că încheie un legământ de pace cu el. Aceasta va fi pentru el și pentru sămânța lui, în legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Acum vă întreb, credeți că așa în ură a făcut Phineas această crimă? Dacă ați numi-o așa în ghilimele, păi nu vedea Dumnezeu inima? Nu l-a taxat Dumnezeu pe Ioab că a omorât doi oameni după ce s-au pocăit? I-a spus Dumnezeu, pe frații voștri dată poruncă să nu uciți. Dar despre poporile cananite i-a spus, unul să nu scape, pe ăștia să nu-i cruzați. Păi de unde e diferența asta? El n-a făcut-o din ură pe cei doi. A fost sub călăuzirea Duhului Dumnezeu și a văzut că ăștia nu mai pot să se reabiliteze. Ăștia a intrat păcatul ei, cum spune în T3, păcătuiesc de la sine. Și atunci a ucis ca să curme răul și să-l stopeze. Nu în ură să funcționăm, ci în râvnă pentru Domnul. Și Domnul a văzut asta la el. A fost plin de râvnă și a făcut ispășire. Și Domnul a încheiat cu el acest legământ. Al doilea caz în care apare Phineas este Iosua 22. Știți că două seminții și jumătate își primiseră moștenirea lăsării de Iordan. Gad, Ruben și jumătate în seminția lui Manase. Au trecut ostașii în armați înaintea celor nouă seminții și jumătate să cucerească Canaanul și după ce au cucerit, au intrat în stăpânirea Canaanului, s-au întors acasă. Când au trecut Iordanul, au făcut un altar mare de izbea privirile de departe. Și ăștia au crezut că-i bai, să mai fac un vițel. Și au trimis la ei o delegație în frunte cu Phineas. Și de la 16 au zis cum le vorbește Phineas. Auziți cum pune el problema. Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-a săvârșit față de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă bateți acum de la Domnul zidind în un altar ca să vă răzvrătiți azi împotriva Domnului? Privim oameni ca ori nimic ca nelegiuirea lui Peor, unde el intervenise, din experiența lui vorbea, a cărui pat n-am ridicat-o până acum de peste noi cu toată urgia pe care a dus-o asupra adunării Domnului. Și voi vă bateți astăzi de la Domnul, dacă vă răzvrătiți azi împotriva Domnului, mâine el se va mânia împotriva întregii adunări a lui Israel. Auziți? Cum spune Phineas, vrea să-i lămurească. Dacă acum vă zbrătiți, vine pedeapsa Domnului peste toată adunarea. De ce vreți să faceți așa? Phineas nu era omul care dintr-o dată să pună mâna pe sabie. Discuta cu ei. De ce vreți să faceți așa? Cum spune profetul Ezechiel, de ce vreți să muriți casa lui Israel? Citim mai departe. Dacă priviți ca necurată țara, treceți aici, vă dăm de la noi. Dar nu vă răzvrătiți. Acan n-a săvârșit el un păcat și n-a fost singurul care a perit, au perit mai mulți, căci cu orice păcătuire trage după sine și pe alții. Spune Biblia în Evrei, un lăstar de amărăciune întinează pe mulți, nu moare numai ăla, mor mai mulți lângă el. Și după ce aceștia și-au rostit apărarea, au zis ce frumos încheie această declarație comună în versetul 31. Și Phineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad și fiilor lui Manase, cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-a săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului și ați izbăvit astăzi pe copiii lui Israel de mâna Domnului. Aici, Phineas a putut să rezolve problema pe cale pașnică, să nu fie păcat și să nu fie nici pedeapsă. Și cel de-al treilea caz, Cartea Judecător, capitolul 20, versetul 26, când acei oameni din Ghibea au săvârșit mișelia și s-au adunat împotriva seminției lui Beniamin pentru că seminția asta lui Beniamin n-a vrut să scoată afară oameni din Ghibea să-i omoare. Oameni buni, nu fiți fiii lui Beniamin care i-o crotiți pe ea din Ghibea care i-o păcătuiți, scoateți-i afară sau vreți să muriți cu ei cu tot? Citiți istoria asta. N-au murit numai din Ghibea cu păcatul, au murit și cine i-a apărat? Phineas a fost omul care a luat atitudine, citim aici de la versetul 26, toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel. Au plâns, au rămas acolo înaintea Domnului, au postit până seara. Au dus arde de toți și jertfe de mulțumire, post, plâns, rugăciune, dar în final cine n-a vrut să se îndrepte, iar a știut unde-i sabia. Acolo se găsea Phineas, fiul Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea Domnului. Și a întrebat pe Domnul, nu s-a dus de capul lui, după prorocii Domnului, după chivot, după aceea sentință care a dat Domnul, în mod special prin cort, să pornesc la luptă împotriva fratelui meu Beniamin sau să mă las? Și Domnul i-a spus, suite. Iată cum acționa Phineas, ca un bun preot. Doamne, dă-ne și nou harul acesta. O, dacă nu vrem noi când ne-l dai, atunci ridică tu, Doamne, un Phineas.
ca lucrarea să meargă mai departe de la Aaron, la Eleazar, la Phineas, și să nu moară lucrarea cu fiecare generație, să fie dusă din generație în generație în numele Domnului mai departe. A vrut Dumnezeu să facă ceva cu Israel. Eu vă citesc din Exod 19:6. N-a fost numai Aaron și ai lui chemat să fie preoți. Știți că în final tot Israelul a vrut Dumnezeu să facă din ei preoți? 19:6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Scrie asta și în profeții mici. Vrea vrut Domnul ei să facă preoți pentru toate națiunile pământului. Numai că a început cu Aaron. La fel și în Noul Testament. A venit Iisus, au venit apostolii, sunt lucrători la nivel de biserică, ești dumneata la nivel de familie, ești doar ca un prim preot. Dar în final toată familia trebuie să ajungă o familie de preoți. Știți pentru cine? Pentru ceilalți din jur, cum a vrut Domnul cu Israelul. Mai întâi fii preot pentru casa ta și să ne dea Domnul și copiii noștri să ajungă și ei preoți. Și apoi să preoțim pe cei din jur, în a-i ajuta să mijlocim pentru ei înaintea Domnului și în a-i transmite mesaj de la Dumnezeu ca un sol al Domnului oștirul. Asta avea Domnul cu biserica sa. Să fie toți preoți. Oameni care se roagă pentru iertarea poporului și care aduc mesaje de la Dumnezeu. Este această slujbă o slujbă deosebită. Nu priviți ca ceva de apucat. Citim în Exod 28 cum trebuie privit această slujbă, după cum am citit în Evrei 5, Domnul ne-a dat-o. Nu și-o poate lua cineva de la sine. Noi avem un har ca Aaron, ca fiii lui, de fapt. Marele preot este Domnul Iisus, oricum noi suntem frații lui. Exod 28, cu versul 36. Să faci o tablă de aur, care să-i o pui în frunte și să scrii pe ea sfințenie Domnului. Menirea noastră este, imaginați-vă că umblați de acum pe frunte cu o tablă pe care se scrie sfințenie Domnului. Noi nu avem scris pe frunte, avem scris dincolo de frunte, în minte, în inimă. Unde scrise legile? În inimă, nu? Și spune aici versul 2, tot din 28, fratelui tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, care să-i slujească de cinste și podoabă. Este o slujbă de cinste și cum spune Pavel în Evrei, dacă slujba asta era slăvită a slovei, cum nu-i mai slăvită slujba Duhului în care suntem prinși noi? Dar vei fi la înălțimea slujbei tale? Merită să ne stea pe frunte această inscripție sfințenie Domnului? Noi, omul dinăuntru, trebuie să fie îmbrăcat în cinste și podoabă. Podoabe sfinte. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.